ziua! De multe ori am fost întrebată de ce nu vreau să fac un copil, măcar, dacă nu copii. Și oamenii cred că, vezi, Doamne, vreau să fiu liberă, că nu vreau să am prea multe complicații, să mă complic cu un copil sau doi. Dar nu este, de fapt, despre asta. Sunt unele motive pentru care nu vreau să fac copii în acest sistem, în această lume rea, deocamdată condusă de cel rău, de Satan, diavolul. Sunt unii factori care duc la îmbolnăvirea copilului după naștere, dar sunt fenomene care fac ca acești copilași în ultimele zile să se nască cu tot felul de boli, de neajunsuri, de malformații, de handicapuri. Și eu chiar nu aș vrea să am un copil care să sufere de sindromul Landon Down sau de autism. Pentru că eu, având probleme cu glanda tiroidă, este foarte posibil ca acest lucru să se întâmple. Și nu aș vrea. Pentru că, da, în primul rând ar fi o chinuială pentru mine toată viața. Și, în al doilea rând, n-aș vrea să se chinuie nici el, sărăcuțul. Băiețel sau fetiță, ce ar fi. N-aș vrea să se chinuie și să zică, aoleu, mami, mai bine nu mă mai făceai, că mă simt rău. Asta în caz că ar putea să vorbească, bineînțeles. Da. Și în al doilea rând, fiind așa mai în glumă, nu-mi plac, domnule, așteptările. Nu-mi place să mă aștept la nimic. Da. Mai ales la rău. Nu-mi place să mă aștept la rău, bineînțeles. Cui îi place să se aștepte la rău? Dar nici la prea bine nu-mi place să mă aștept. Că așteptările astea pot fi înșelătoare. Și nu vreau să ajung să mă înșel singură, așteptând să fie extraordinar de bine și foarte bine și mult prea bine și să nu fie decât rău. Sau la fel cum era înainte. Bine. Mi-a fost odată foarte bine. Foarte, foarte bine. Dar mi-a fost și foarte rău. Adică pe plan afectiv mă refer, emoțional, chiar psihic. Lucrurile astea ne fac să ne gândim dacă este bine sau nu și dacă este avantajos și în beneficiul nostru să avem copii sau nu. Eu zic că deocamdată, până vine lumea nouă cu paradisul pe pământ și până nu vom mai avea boli, ca să le ducem așa cu greu în cârcă, până atunci zic că e bine să stăm liniștiți. Dacă nu cu copii, măcar cu căței, că am doi în casă și trei în curte. Zic eu că mi-e de ajuns, că mi-au mâncat toți bănuții ăia puțin pe care i-am. Pentru că eu chiar nu, oricum nu țin la bani. Cântarea de azi, Ka-ching, cântată de Shania Twain, foarte frumos, i-am cântat-o așa cum am putut, că am cântat-o aseară pe la ora 10, eram puțin cam obosită. Așa, vorbește de fapt despre bani, despre faptul că oamenii adună bogății și avuții, pun pe primul plan materialismul. Și este, de fapt, o ironizare la adresa materialismului, care nici mie nu-mi place deloc. Nu pot să apreciez faptul de a fi materialist, de a căuta să strângi cât mai multe bogății, avuții și lucruri materiale, sau să ai cât mai mulți bani. Pentru că, de fapt, puterea nu stă în bani. Și am pornit de la subiectul nașterea copiilor și ajungem la bani. Dar, da, până acum n-am mai vorbit de bani, dar vreau să vă spun că nu iubesc banii.
E necesar să-i avem atât cât trebuie, dar nu să iubim, nu să ne agățăm de ei așa cu toate forțele, pentru că ajungem să facem banii Dumnezeul nostru și nu avem nevoie de asemenea Dumnezeu rău și fals. În Biblie se arată că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, așa că nu avem nevoie de rele. Vă mulțumesc pentru răbdarea acordată și pentru ascultare și vă doresc toate cele bune și o zi cât mai minunată ca sufletul vostru. La revedere!